Fanii Energiei nu au apucat până acum să vadă la locul noua trupă de basket din Târgu Jiu. Echipa antrenată din acest sezon de sârbul Slobodan Nikolić a disputat toate meciurile amicale pe terenuri străine. Ultimele din ele în acest weekend la Sibiu, acolo unde Energia s-a duelat cu trei echipe din prima ligă. Trup și colegii săi au bifat o victorie cu Pitești, dar au pierdut în fața celor de la Atlasib Sibiu și CSM București. De altfel, fanii așteptau ziua de miercuri pentru a-i vedea în sfârșit la lucru pe noi jucători din Serbia. Așteptarea se va prelungi însă deoarece jocul cu bulgarii de la Spartak Plevna, programat în această seară, nu se va mai disputa. Bulgarii au declinat în ultimul moment invitația, astfel că gurgenii caută acum un adversar pentru amicalul de prezentare care va avea loc vineri sau sâmbătă. La recomandarea lui Nikolić, invitația a fost trimisă către clubul din prima ligă din Serbia, OK Belgrad. Căpușan și compania vor debuta în cupă săptămâna viitoare contra campionilor de la Sesov Ploiești, iar sezonul regulat va începe pe 4 octombrie.